Maria Boldor este studentă în America, dar în același timp se antrenează și visează să urce într-o zi pe podiumul olimpic. Maria le-a premiat pe micile floretiste la Cupa României de la București. Maria Boldor, vicecampioană europeană de tineret la floretă, studiază film și televiziune în America. Din cauza pandemiei de coronavirus, Maria urmează cursurile Universității din Atlanta online. Am început prin a face film și televiziune, pe parcurs m-am schimbat și acum lucrez pe profilul de advertising, pe art director. Am considerat că pentru asta sunt mai potrivită și așa aș fi putut să le îmbin mai ușor scrima cu școala. Sportivii acolo sunt văzuți foarte, foarte bine și cu mult mai mult respect. La 25 de ani, cel mai mare vis al Mariei este să ia o medalie la Olimpiadă. Îmi doresc foarte tare să am o medalie la seniori, la mondiale, la europene și o calificare la Olimpiada din 2024. Vreau să mă opresc din stadiul de a visa și ăsta îl fac un scop, nu mai fac un vis. Toată lumea face sport în familia Boldor. Maria nu vrea să lipsească de la finala fratelui ei, care este ruibis la Steaua. Te duci la meci? Finala... Nu m-am gândit la asta, voi lua în considerare. Adică crezi că fratele tău te așteaptă să te duci la meci? De obicei, da, familia mea se duce la meciurile lui, eu mă duc când și când.